Dragă Răzvan, grea misie ne așteaptă, căci suntem bine ascunși în spatele unei cărți mari, dar trebuie să vorbim despre ea, deși, și vorbesc în primul rând în numele meu, ea ne depășește deopotrivă ca text, pentru că Matei Caragiale și Craie de Curtea Veche sunt pe semne cel mai halucinant și creator de dependență text din literatura română și în spatele unui discurs vizual, la rândul lui halucinant, acela al lui Răzvan Luscom. Nu vă voi spune decât câteva cuvinte din spatele cărții, iată, aici mă aflu, ca să știți cum se poate naște pe lume o idee și cum arată o idee atunci când se naște și cum ajunge să arate atunci când ideea e deja faptă, obiect fizic. Vă rog să mă credeți că dacă acum vreo 5-6 ani, când l-am întrebat pe domnul Gabriel Liceanu ce ar fi dacă am face o ediție Craie de Curtea Veche, aș fi știut cât are să dureze acest traseu de împlinire a proiectului nostru și cum va fi să arate până la sfârșit, înseamnă că n-aș fi avut curaj până la capăt. Ține aproape de minune felul în care o idee veche, cum zic, de 5-6 ani, s-a întrupat zilele acestea. Sunt câteva mulțumiri de făcut, pentru că, de adevăratele, nu cred că am fi biruit de unii singuri, așa puternici cum suntem noi cei de la Humanitas, să ducem la bun sfârșit această ediție copleșitoare, spun încă o dată, ilustrată și, de fapt, scrisă în paralel cu textul lui Matei Caragiale, scrisă prin desen de Răzvan Luscom. Primele mulțumiri se îndreaptă firesc înspre coeditura volumului, regia autonomă, monitorul oficial, doamna Anca Ivașcu, doamna Carmen Nastea, care efectiv s-au implicat la rândul lor cu multă pasiune în acest proiect și au vegheat ca el să fie de frumusețea pe care o merită. Merită apoi, de asemenea, mulțumirile noastre, deopotrivă mulțumirile editurii și, cu siguranță, ale autorului ilustrației, domnul Vasile Iuga de la PricewaterhouseCoopers, Mihaela Nicola, domnul Dan Iancu, domnul profesor Flavius Baias. M-aș bucura să știu că onorează lansarea noastră domnul Jean Drugescu și domnul Horațiu Buzatu. E o carte cu foarte, foarte multă pasiune strânsă în ea. Și, dacă nu spun eu greșit, cred că este cea de-a doua ediție cu ilustrații a Craiilor de Curtea Veche, după acea ediție pentru bibliofili, poate unii dintre dumneavoastră o știți, ediția din 45 cu ilustrații de George Tomaziu, și mi-aduc aminte colofonul acelei ediții din 45. Au și cărțile și oamenii care se ocupă de cărți soarta lor. În colofonul ediției din 45 aflăm că e vorba despre un proiect în care s-au întâlnit Dinu Albulescu, Nicolae Steinhardt și ilustratorul, adică Tomaziu. Steinhardt și ilustratorul, nu după mulți ani de la apariția acelei ediții ilustrate, au ajuns în pușcăriile comuniste, ceea ce sperăm nouă să nu ni se mai întâmple, oricât de îndrăznețe pe locuri sunt desenele lui Răzvan Luscom. Răzvan Luscom este pe semne cel mai tânăr membru al acestui club mateiin pe care l-a întemeiat Ion Barbu, club în care de-a lungul vremii au intrat nu puțin dintre cei care au fost cotropiți de vraja stilistică a Craiilor de Curtea Veche și vă fac o mărturisire, cred că una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le am, amintiri legate de Craie de Curtea Veche, e aceea unei plimbări pe care am făcut-o în urmă cu mulți, mulți ani, dimpreună cu Matei Călinescu, el însuși un mateiin împătimit, înspre Golia în Iași. Și efectiv tot drumul nostru n-am făcut decât să ne pasăm unul altuia citate din Craie de Curtea Veche.
cum a reușit Răzvan Luscov să pună în desen magia, farmecul, nebunia textului Matein, îl vom lăsa pe el să ne mărturisească și pe semne ne va mărturisi că la rândul lui a trăit, da, vreo 5 ani cel puțin, sub vraja crailor de curtea veche. Dragă Răzvan, îți mulțumesc că însoțind textul lui Matei de desen, îl faci să intre încă o dată în lume și să redeschidem clubul mateinilor și pentru desenatori. Vă mulțumesc tuturor celor care ați venit și, după cum spunea doamna Lidia Budea, această carte pe mine m-a prins în mrejele ei mai puternice decât rațiunea și decât voința. Am desenat timp de 5 ani de zile, fără să exagerez, fără niciun fel de exagerare, am desenat peste 6.000 de desene și de reprezentări ale unor momente care unele apar în carte, care altele nu apar în carte. Cele care apar în carte au fost extrase, alese dintre cele foarte multe desene, ilustrații, la un moment dat, chiar nemai știind care sunt cele mai bune, care sunt cele mai puțin bune. M-am ajutat cu prieteni în care am avut încredere în alesul desenelor, m-am ajutat cu domnul Romeo Simiraș aici de față în a alege din cele nu știu câte mii de desene, cu doamna Milița Sion, nu o văd aici, și după aia eu cu mine însumi. Recunosc că și astăzi, va chiar cu câteva zile înainte să o trimit în tipar, tot mai aveam ezitări. Și încă ezitări mari. Și le mai am încă. Dacă se va mai face un tiraj, asta, dacă se vor vinde cu toatele, poate doamna Bodea aici îmi va da voie să mai înlocuiesc unele. Așa. O altă provocare pentru mine, chiar m-am speriat foarte tare când domnul Liceanu mi-a propus să ilustrez această carte, a fost aceea că text, după părerea mea, textul lui Matei Caragiale este prin el însuși imanent o imagine. Că este o imagine pusă în cuvinte, dar este în primul și în primul rând o imagine, cel puțin așa s-a decriptat, așa s-a reflectat ea la nivelul creierului meu. Nu s-a decriptat în cuvinte, nu atunci când citim, auzim cuvinte în capul nostru, ci s-au auzit imagini. Și mi-am pus întrebarea, oare de ce această carte mai trebuie ilustrată în aceste condiții? Nu care cumva o scădem, o să o scad în polisemia sa imagistică. M-am gândit atunci la transpunerile cinematografice ale romanelor care s-au făcut. M-am întrebat dacă e bine că s-au făcut și că se fac. Și până la urmă, să zicem, orgoliul artistului a cedat în fața întrebării negatoare. Apucându-mă de această transpunere în imaginea textului, un prim impuls a fost acela de a ilustra cât mai veridic și nu verosimil, deci am îndepărtat de verosimil și am apropiat de un anumit verism, să-i spunem așa, dacă nu greșesc,
în a ilustra locurile pe care Mateiul le descrie, locuri care în proporție de 99,99% au existat de adevărat. De altfel, foarte multe din personajele cărții, ascunse sau nu sub alte nume, au existat și el. Pena Corcodușa a existat. Pantazia a existat. Pașadia a existat sub alte nume. Provocarea mea în ceea ce privește arhitectura și Bucureștiul a fost să reconstitui cu cât mai mare grijă, cu grija poate sădită de către Facultatea de Arhitectură, de a reproduce cât mai fidel casele, străzile care au fost, care au dispărut. Aș putea să enumăr aici unele dintre ele. Vreau să vă spun că am muncit destul de mult la această întreprindere. Nu e ușor să reconstitui toate imaginile astea și am să vă înșir, sper că nu am să plictisesc, doar câteva. Calea Victoriei, pasajul român. Pasajul român era o clădire, un pasaj aflat pe locul blocului Muzica de astăzi și unde exista cafeneaua Caz, unde pirgul era nelipsit. Cafeneaua Caz, la data aceea, era singurul loc public din București unde se juca biliard. Erau 6 mese de biliard. Decriptez acum și anunț sensul ascuns dintr-o ilustrație. Pirgul este figurat în acest pasaj cu un tac de biliard în mână, pentru că nu mai există nicio imagine a acestei cafenele cu mese de biliard. Deci tacul este trimiterea la Caz și la mesele de biliard. Am mai reconstituit Gara de Nord din 1877 cu trenul mortoar care a venit cu Serghe Boarne, nepotul împăratului, pe care l-am reprodus și pe el. Acest tren mortoar a fost reprodus după singura imagine cu un tren mortoar pe care am găsit-o, anume trenul, vagonul mortoar al lui Benger, iertați-mă, am un lapsus acum, Benjamin Franklin, cred. Curtea Veche de la 1910, biserica Curtea Veche, mahalalele mai de soi, mahalalele Chițimilor Scunde, fosta primăria Bucureștiului, strada Modei dispărută. Cu strada Modei am să închei, ca să vă dați seama cât de mare a fost travaliul meu. Se vorbește în carte despre Pantazii, care locuia, citesc din memorie, care locuia la o franțuzoaică bătrână ce sta cu chirie într-unul din apartamentele dintr-o clădire ce aparținea regelui Carol I, aflată pe strada Modei. Pe liniștita strada Modei. Eu la gatul al doilea, da, mulțumesc, Lidia. Am citit-o de peste 100 de ori, dar la gatul al doilea. Oricum, casa este a lui Carol și e pe strada Modei. Recunosc că la început am crezut că este imaginația lui Matei, care pur și simplu fabulează, inventează nume de străzi și așa mai departe. Mai târziu am descoperit că această stradă a Modei chiar a existat. Ea unea Calea Victoriei cu Știrbei Vodă într-o curbă.
Tot mai târziu am descoperit într-un rezumat al unei teze de doctorat găsit pe internet, nu țin minte numele doamnei, o să-l caut din nou, să-i mulțumesc, care a scris această teză de doctorat și spune că prima investiție imobiliară făcută de Carol I după venirea sa în România este o clădire de pe strada Modei. Momentul ăla mie mi s-a făcut pielea găină așa și am zis, domne, e ceva, eu trebuie să găsesc această casă. Nu mai spun că această stradă a Modei fiind rasă integral, ea se afla pe locul unde este hotel Radisson astăzi, adică Hotel București. A fost rasă în totalitate. Eu nu aveam decât două imagini ale acestei străzi. Una făcută din dirijabilul german sau avionul german, nu se știe, care survola Bucureștiul la 1916. Și dintr-o vedere Voldo Azo mărită în Photoshop, nu vă spun ce a fost acolo, pentru că ea se afla într-un colț stânga sus, am reușit să o refac de la nivelul ochilor, dar numărând lucarnele, arhitectul nebun, mi-a spus un grafician, așa, mai aveam încă o imagine găsită pe Digibook, pe care vă invit să intrați, dintr-o revistă mondenă din anul 1937, ce mai? Deci aveam aceste două imagini, dar în momentul în care am aflat că această casă a existat, am început să caut casa. Și căutând casa și căutând casa, cred că în Gion, dar nu mai țin minte sigur, în Gion, se spune despre administrațiile legale care se aflau pe strada Modei. Zic, asta este. Să mă apuc să caut administrațiile legale. Între timp, tot pe acest Digibook, vă rog, accesați-l, pentru că se poate căuta, adică el este digitizat, se pot căuta cuvinte și se găsesc în publicații de dinainte de secolul 20, am găsit un monitor oficial, incredibil, mi s-a părut incredibil, un monitor oficial în care se vorbea despre autorizarea unor chioșcuri de flori. Și m-am întrebat, oare astăzi se mai autorizează chioșcurile de flori? În acel monitor oficial se autorizau chioșcurile de flori, vreo 30 la număr. Unul dintre ele fiind amplasat pe strada Modei, vis-a-vis de administrațiile regale. Colț cu Știrbei. Și atunci am apucat să caut chestia. Administrațiile regale, de fapt, fuseseră casele Iordache Filipescu, cumpărate de Carol I, prima investiție. Am căutat casele Iordache Filipescu, am găsit portretele tuturor filipeștilor existente și inexistente pe lumea asta, dar casa asta nu am găsit-o. Așa că strada Modei apare fără această casă. Dacă o să o găsesc într-un târziu, o să completăm. Vă mulțumesc, iertați-mă că v-am ținut atât de mult și încă o dată și eu vreau să mulțumesc neapărat, i-a spus aici Lidia, domnului Vasile Iuga, mare cercetător și scriitor economic de la PricewaterhouseCoopers, doamnei Mihaela Nicola de la The Group, domnului Dan Iancu, unde sunteți, domnule Iancu? Domnului Flaviu Baias, rectorul de la Drept, nu este aici, domnului Jean Drugescu, patron la Metaplast, face toate reperele de plastic pentru Renault, și unului meu coleg, nu-l văd, Horațiu Buzatu, un nebun, mai nebun decât toți nebunii, coleg de grupă cu mine la arhitectură și care actualmente este patron la Archidesign din Craiova. Vă mulțumesc!
temei, spune Ion Vianu în prezentarea de pe coperta 4 acestei ediții ilustrate de Răzvan Luscov, că Răzvan Luscov a lucrat cu o pasiune de arheolog, l-ați auzit mărturisindu-și pasiunea. Una peste alta se întregește așadar Clubul Bateinilor la editura Humanitas după performanța de interpretare Andrei Pleșu citind 4 ceasuri din Craie de Curtea Veche. Avem acum o performanță de interpretare imagistică, să-i spun, dinspre Răzvan Luscov. Dimpreună, punându-le pe toate acestea, iese, cred, una dintre experiențele cele mai bogate de care putem avea parte, un text infinit, ilustrație care îl însoțește și lectură, interpretare audio pentru cine preferă această altă variantă. Mi se mai alătură cineva, Răzvan? Da, Răzvan Luscov. Am uitat să pomenesc, am uitat să spun, să vorbesc despre, aproape despre cel mai important ajutor spiritual, dar și financiar pentru realizarea acestui proiect. Este vorba de doamna Ivașcu, iertați-mă, doamna Ivașcu, iertați-mă din tot sufletul, emoția, nu știu ce. Doamna Ivașcu este redactor șef la editura Monitorul Oficial, m-a ajutat cu căldura inimii sale și a prieteniei sale care respiră prin toți porii domniei sale și vreau să mulțumesc doamnei Anca Ivașcu, Monitorului Oficial, doamnei Nastea, care mi-au spus cu deosebită sinceritate că s-au bucurat că au participat la acest proiect și, doamne Ivașcu, iertați-mă că v-am lăsat la urmă. Da. Și am mai uitat pe cineva și iar rog să mă rog, ierte dacă nu este aici, nu-l văd. Este vorba despre domnul Ion Vianu. Ion Vianu este băiatul esteticianului, filozofului Tudor Vianu, un matein reputat, care m-a ajutat sufletește și nu numai pentru realizarea acestei cărți. Deci, doamne Ivașcu, domnule Vianu, scuze din tot sufletul. Vă iubesc pe toți. Mulțumesc! Un singur desen îi lipsește cărții și anume autograful lui Răzvan Luscov.